Salut, eu sunt Sorin de la Killer Bananas, iar azi vreau să vorbim despre sezonul 3 din Gravity Falls și anume dacă sunt șanse ca acesta să mai revină. Da, au apărut niște zvonuri în ultimele săptămâni și vreau să vă zic azi părerea mea despre aceste zvonuri. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să vă folosiți de Bill Cipher pentru a rupe în două butoni de like, cel de subscribe, dați clopoțelul, pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Nu uitați și de butonul de membership de la canal, că vă mai ofer și acolo câteva lucruri în plus. Bun, hai să începem! Gravity Falls s-a terminat în 2016 și vă pot spune că deși plotul seriei părea simplu la prima vedere, și anume că Dipper și Mabel Pines își petrec vara în casa unchiului lor, lucrurile nu erau deloc atât de simple, ba chiar mai mult, totul a dus până la acea confruntare din final cu Bill Cipher, principalul antagonist al serii. Încă de când s-a terminat Gravity Falls, fanii pe care i-a adunat serialul își doreau o continuare, iar interesul pentru o continuare a rămas încă ridicat chiar și la 4 ani de la finalul seriei. Și vă dați acum seama cât de succes a fost Gravity Falls și câți fani a adunat, dacă la 4 ani de când s-a terminat, practic, încă apar știri cu privire la un nou sezon și încă apar rumors, adică zvonuri cu privire la un nou sezon și încă lumea mai vorbește despre Gravity Falls, ceea ce mi se pare chiar wow pentru, practic, un desen de pe Disney. Și vă pot spune că da, e justificat tot acest interes, pentru că, într-adevăr, Gravity Falls este, cred că, una dintre cele mai bune serii animate pe care le-am văzut în ultimii ani și cred că este una și dintre seriile ultimilor 10 ani, cele mai animate, cele mai cunoscute. De aceea, nu mă miră într-un fel faptul că interesul este imens pentru un nou sezon din Gravity Falls și acest interes este, nu știu, hrănit mai mult cu zvonuri așa și cu posibile informații care în mare parte sunt fake news în mare parte. Dar da, interesul este foarte mare pentru Gravity Falls și de asta și toate aceste știri din ultima vreme ce obțin cu privire la Gravity Falls. Da, în ultima vreme au apărut o mulțime de informații cu privire la un posibil sezon 3. Nu știu exact sursa informațiilor respective, dar ceea ce vă pot spune este că la o simplă căutare, multe site-uri fac clickbait cu titlul de Gravity Falls Returns. Dar dacă intri pe site-ul respectiv, îți povestește despre primele două sezoane și nimic concret cu privire la Gravity Falls. Gândindu-mă așa, am căutat mai cu atenție puțin, pentru că am observat că a fost un spike în rumors în ultimele 3 săptămâni și bănuiesc că era o sursă destul de big, așa, care poate că ar fi anunțat chestia asta cu Gravity Falls sau na, n-ar fi anunțat direct o revenire, dar ar fi anunțat vreun hint, ceva care ar putea reveni. E, și am găsit un lucru care cred că este chiar sursa de unde a pornit toată această treabă. Și anume faptul că Disney Channel a postat un clip în care apar personajele din Gravity Falls cu melodia din Gravity Falls și cu Bill Cipher. Și încă ceva interesant, pare că este și un cod în acel clip, lucru care, da, a dat de gândit și a dat de gândit destul de bine, pentru că de obicei Gravity Falls e tocmai despre asta, e despre coduri, e despre lucruri ascunse. Bine, nu sunt sigur că este un cod, stațiulea, că nu e 100%, dar cam așa pare din ce, că văd niște chestii pe aici, niște simboluri. Și asta e toată ideea cu Gravity Falls. Și în general vă pot spune că da, Disney nu prea face chestii fără sens, adică nu prea îi vine așa lui Disney deodată să hai să mai pun ceva legat de un serial care s-a terminat acum 4 ani. E posibil să aibă un motiv, dar nu cred, s-ar putea totuși să nu fie un sezon 3 din Gravity Falls, dar probabil că de la asta au pornit o mulțime de speculații cu privire la un nou sezon în Gravity Falls și cred că de aici, pentru că văd că acest clip a venit cam pe 11 septembrie, adică au trecut cam 3 săptămâni și așa de atunci. Deci, da, cel mai sigur de aici provine acest zvon și, da, ar putea spune ceva, dar în același timp nu cred că este legat de o revenire a sezonului 3, pentru că, efectiv, pare a fi așa un clip random, deși ar putea prezenta niște hints, dar nu cred că este vorba despre asta. Ei pot face orice altceva, pot face un joc, pot face un comic,
sau pot pur și simplu chiar să readucă prin plan seria pentru că pregătesc altceva. De aceea rămân doar niște speculații faptul că sezonul 3 din Gravity Falls ar putea veni, mai ales că îl am și la îl urmăresc destul de des pe Alex Hirsch pe Twitter și vă pot spune că din postările lui nu prea dă de înțeles așa că ar face. El în general cam mai aruncă așa din când în când câte un hint cu privire la Gravity Falls și primește foarte multe mesaje despre Gravity Falls, dar în mare parte nu vorbește despre asta. E interesat mai mult de politică, e cu Trump acum. De fapt nu, e anti-Trump, dar e interesat de politică, e ceea ce vă pot spune. Ceea ce nu susține faptul că ar putea veni un sezon 3 din Gravity Falls, cel puțin nu deocamdată, dar asta nu exclude faptul că ar putea reveni la un moment dat. Vă pot spune că am pus și eu mai multe clipuri despre Gravity Falls și anume că ar fi șanse mai mari să revină decât să nu o facă, dar vom vedea în viitor. Ceea ce e clar deocamdată este că Gravity Falls s-a terminat, iar pe lângă acest fapt s-a terminat într-un mod satisfăcător și apreciat de majoritatea fanilor. Bun, și acum dacă e să vorbim despre o posibilă revenire și șansele ca el să revină, da, sunt șanse, adică Alex Hirsch tocmai și-a lăsat niște pârghii acolo cu faptul că ar putea reveni Gravity Falls, adică știți, acea statuie cu Bill Cipher care teoretic ar trebui să poată fi să poată fi reînviat Bill Cipher și a mai lăsat și anumite hints cu privire la un posibil nou sezon cu, știți voi, cum se termină cu See You Next Summer, cu acel mesaj. Și da, lucrurile astea te fac să te gândești la faptul că, într-adevăr, da, Gravity Falls ar putea reveni și ar putea reveni la un moment dat, numai că nu știu dacă mai devreme decât mai târziu. Și o altă chestie legată de Gravity Falls este că e foarte posibil ca dacă bine, Alex Hirsch e oricum implicat în mai multe proiecte, unul dintre ele fiind The Old House, despre care vom vorbi. Dar eu zic, după părerea mea, nu știu dacă se va întâmpla chestia asta, dar zic că într-un viitor, nu știu dacă prea apropiat, mai mult aș zice îndepărtat, ar putea reveni Gravity Falls, dar să nu mai fie chiar serialul pentru copii pe care l-am văzut pe Disney, adică să fie puțin mai serios și să fie cu versiunea lui Dipper și Mabel în adulți sau, mă rog, adolescenți, sau de fapt cred că erau adolescenți atunci în Gravity Falls, mai mult adulți să zic așa. Și da, chestia asta chiar ar fi interesantă, să vedem un fel de evoluție a personajelor și să se întoarcă poate în Gravity Falls tocmai pentru că a reapărut anumite lucruri. Adică ideea este că plotul poate fi construit oricum și o revenire e posibilă, adică nu s-au închis toate portițile pentru a realiza o astfel de revenire. Eu aștept o revenire, sincer să vă zic, și abia mai aștept să vorbesc despre Gravity Falls. Am vorbit destul de mult în ultimii ani și chiar mi-ar plăcea să revină ca să mai avem subiect de discuție aici pe canal. Bine, în afară de altele pe care le avem, dar să fie și Gravity Falls pe aici. Și na, chiar m-ar bucura chestia asta, dar deocamdată orice fel de zvon care apare deocamdată despre sezonul 3 nu e adevărat, este bazat doar pe speculații și rămâne să vedem dacă chiar se va întâmpla la un moment dat să primim un sezon 3. Eu vă zic încă o dată, aș spune totuși că șansele ar fi mărișoare să primim un sezon 3, dar nu știu când și nu știu cum îl va face. E posibil să fie un time skip, e posibil să fie chiar continuarea, deși cel mai sigur va fi un time skip de cel puțin un an. Dar, na, nu știu, vom vedea și cu siguranță mai vorbim dacă mai apar ceva informații despre Gravity Falls. Cam atât știm despre acest al treilea sezon din Gravity Falls, un sezon așteptat de foarte multe persoane. Voi ce spuneți așa despre aceste vești? Credeți că Gravity Falls ar putea reveni? Puteți să lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Mă supăr pe tine, sunt la oră. Ce e mic și verde, iar când apeși butonul devine roșu, broască într-un blender, ha-ha. Căbză, vezi că face Andra casting pentru a patra sirenă. Să promovezi butonul de alătură-te cu un video din 2012, e o mișcare de 3000 IQ, cheers. M-a pus la final și m-ai pus primul 411, mersi.